tati o să fie așa de încântat când o să vadă că facem un turneu de cricket. În special azi, la aniversarea legendarului său meci perfect. Legendar și totuși ai mai auzit de el? Nu, dar nu-s așa un fan sportiv, prea multă competiție. Rândul tău, Tarzan. Ua, ce lovitură, măi! A fost bine? Nu e rău. Pentru început? Fiți atenți! Tantor, tehnica ta e greșită! Mi-a intrat soarele în ochi. Cred că ne mai trebuie nuș de cocos. O să culeg câteva. Nu uitați, să nu afle tati, este o surpriză. Nu prea îmi plac mie surprizele, se cam întorc împotriva ta. Abia aștept să văd ce față va face tati. Va fi așa de... săraca de tine! Hai, nu te teme, micuțo, vreau să te ajut. Gata, e în regulă. Păi, hai să vedem care e problema, vrei? Valea bestie, am terminat cu tine. Niciodată să nu-ți pierzi speranța. O stâncă să ajung în opar. Creatură slabă, inutilă ce ești. Nu o să reușesc să ajung singură în opar. Dar cu ajutorul lui Tarzan ar fi altceva. Ce se întâmplă? Ar fi trebuit să începem. Jane nu s-a întors. Păi, nu putem începe fără ea? Doar dacă știi tu regulile. Nu le putem inventa când jucăm? Perfect! Ok, primul care lovește bine ia 100 de puncte. Tarzan, Turk, Tantor, ce-ați plănuit pentru azi? Nimic. Chiar nimic. Nimicuța! Superb! Ce e în sac? Sac? Ce sac? În sacul ăsta... este nimic important. Bine, dar unde-i Jane? Și noi ne întrebam același lucru. Tarzan, dragule! Jane, mă îngrijorasem. Ce drăguț! Hai să mergem amândoi într-o plimbare. Doar noi doi. Nu înțeleg. Credeam că am fost foarte clară. Tu, eu, picnic în junglă. Dar, Jane, e vremea să... Chestia! Ce tot vorbești acolo? Ce chestie? Știi tu? Turneul de cricket. Nu am timp de jocuri, Tarzan. Jocuri, ai zis? Mi-a scăpat mie ceva? Chiar nimic! Bufon ridicol! Haide, Tarzan, mergem! Jane, de ce te porți așa? Tarzan, prostule, te tachinam. Acum vrei să vii cu mine? Te rog. Jane?
S-a întâmplat ceva? Bineînțeles! Nu-ți pasă de sentimentele mele! Jane, stai! Nu, Tarzan! Tu stai! Joacă-te cu amicii tăi! Tip încăpățânat! Să mă lase singură cu trupul ăsta de nimic! Ce avem aici? Ah, Jane, ca de obicei încântat să te văd! Oh, și eu! Chiar așa? E, desigur, domnule! Dumont, pare un bărbat care se descurcă în junglă? Oh, Jane, credeam că n-ai observat! Oh, ba da! Vrei să-mi faci o mică favoare? Pentru tine? Orice! Ce înseamnă chestia asta? Orice ar fi, nu arată bine pentru amicul Tarzan. Bietul băiat, să-i spunem? Glumești? L-am mai văzut pe Tarzan furios când va afla o să fie turbat. Bine zici, moare-mi? Da, pune fermoar. Oh, ce amabil ești, domnule Dumont. E o onoare, doamnă. Dar vă întreb, de ce nu vă însoțește Tarzan? E ocupat. Mă bucur că mă protejează un bărbat așa puternic ca tine. Stai în spate, Jane. Nu se știe ce pericole pândesc pe aici prin junglă. Da, nu se știe niciodată. Când m-am uitat în ochii lui Jane, am văzut o altă persoană. Ce s-a părut? Hai, vino să joci! Da, cricketul ăsta e abuzant. Am auzit cumva cricket? Nu eu! Nici? Nu știe aia. Știți, eram mare jucător de cricket înainte. Ei, v-am povestit vreodată de meciul meu perfect? Pregătește-te, poveste plicticoasă la orizont. S-a întâmplat ceva, mă duc după Jane. Păi venim și noi. Vin după tine. Era o zi superbă pe pajiște. Rivalul meu, Philander, avusese noroc până atunci. Dar cronul era fermecată. Jane? Hugo, Huft, ați văzut-o pe Jane? Tarzan? Nu știam că ești aici. Nu, n-am văzut-o pe Jane. Da tu, Hugo? Nu, domnule, și nici n-am văzut-o plecând la picnic cu Dumont. Pe unde au luat-o? Ține-te, Jane! Foarte bine! Mulțumesc, domnule Dumont, nu știu ce m-aș face fără dumneata. Pentru nimic. Păi, cred că locul unde mergem trebuie să fie deosebit. Nici n-ai idee. Jane, ai auzit ceva? Nu, merge înainte, aproape am ajuns. Mergem? Ai pățit ceva, Jane? Puteai să cazi rău de tot. Da, rău de tot, așa e. Un mic sfat, tinere prieten. De obicei se stă pe pietre, nu sub ele. Mergeam după... Jane! Jane mi-a făcut asta! Află că Jane-a ta nu era Jane, de fapt. Stai, prietene, toate se vor lămuri curând. Oh, am ajuns! Serios? Nu e minunat? Cred că da, mai ruinat și mai părăsit. Ăsta a fost Opar, orașul pierdut, ținutul reginei La. Da, Jane, stai, a fost o călătorie lungă. Te rog, am adus sandwich-uri bune.
Sapă. Pardon? Sapă. Da. De fapt, ce trebuie să caut? Ceva foarte special. Miroase rău, dar face bine. Te-am mai văzut undeva. Ești un bătrân oazirii. Îmi place să spun că am ceva experiență. Sunt Usula. Ce cauți așa departe de casă? Urmăresc un spirit vechi pe nume La. Regina La e moartă. Nu, poate trupul ei e mort, dar spiritul ei e încă viu. Vorbești în dodii. Așa par mai deștept. Mă tem că spiritul reginei La o posedează pe cei. Când m-am uitat în ochii ei, am știut că s-a întâmplat ceva. Da, dă-mi-l mie! E chiar drăguț, Jane. Acum hai să ne vedem de picnicul nostru. Nu până nu găsim cealaltă parte. Vorbește-mi, toiagule! Vestește-ți prezența! Doamnă, ai nevoie de ajutor. Îl caut pe Tarzan imediat să-i zic unde ești. Pe curând, Jane! Cum? Îndrăznești să întorci spatele reginei La? Aici e la. Jane? E o îmbunătățire considerabilă. Îngenunchează în fața reginei tale, regina La, regina oparului. Da, e dărâmat, nu-i așa? Dar totul se poate repara. Ridică-te, opar! Spiritul lui La poate trece dintr-o creatură în alta. Așa a luat-o pe soția ta. De unde știi tu atâtea despre La? La a fost o oazirii. Foarte de mult, La a folosit o vrajă interzisă ca să fie nemuritoare. De atunci, oazirii s-au războit cu La. Cu toiagul magic rupt, fără oameni leopard și oparul în ruine, La e slabă. Acum o putem înfrânge. Și o salvăm pe Jane. Dacă ar fi așa de ușor, prietene, să ajungem la opar înainte ca La să-și recapete puterile. Prea târziu. O sarcină dificilă e acum și mai grea. Mai avem o șansă. La crede că-s mort. Atunci elementul surprizei al nostru. Vezi? O vrajă aici, două, trei acolo și oparul e iar comoara ascunsă a junglei. Desigur, mai e și problema deratizării. Jane, cum o oprim să... Nu! Cine a îndrăznit? Tarzan, nici nu știi ce ai făcut. Nu te las să omor pe Jane. Jane, sunt eu! Usula, nu i-ai spus. Jane s-a dus, Tarzan, pentru totdeauna. Aici nu mai e decât La! Nu pare o luptă dreaptă, nu-i așa? Da, prefer să fie așa.
Bine jucat, Tarzan! Oazirii spun că e o vreme când un bărbat trebuie să intre în luptă. Da, acum nu e cazul. Mai trebuie să vă spun ceva, Vala! Și să nu vă întoarceți până Tarzan nu-i mort. Prost chiar pentru o statuie. Ce facem acum? Spune tu, eu am avut un plan bun. Cu planul tău murea Jane. Plan nu-i va da drumul, Tarzan. Jane e ca și moartă. Tot ce putem face e să punem capăt mârșăvilor lui La. Nu, dacă trebuie să mor ca să opresc, am să o fac. Tarzan complică lucrurile mai mult decât trebuie. Nu se poate ascunde la nesfârșit. Dacă am dat un ordin statuilor războinice, nu se vor opri. Până la urmă, îl vor găsi. Pot să nu mai caute. Tarzan, ai venit la mine. Îți mulțumesc. Mă scutești de mult efort. Nu te las să ai pe Jane. Dar o am deja, dragul meu. Deci, ce ai vrea să fii? Gibon sau șacal? Foarte bine, va fi o surpriză. Stai! Ce vrei să faci? Să sar. Dar murim amândoi! Jane e unicul meu motiv de a trăi. Uimitor! Ce putere! Ce agilitate! Trebuia să-l iau pe Tarzan de la bun început. Îmi pare rău că trebuie să o fac, prietene. Înțeleg care-i planul. Tarzan a vrut ca eu să iau trupul. Poate că ar fi mers dacă eram în trupul firava lui Jane. Dar reflexele lui Tarzan sunt grozave. Știu perfect tot ce mă înconjoară. Și acum, sfârșitul tragic de poveste. Voi termina cu dragostea lui Tarzan cu propriile lui mâini. Scuze, nu-mi plac tragediile. O urmărire. Frumos. Bau! Nu poți fugi la nesfârșit, Jane. Mă ierți dacă încerc totuși. Drace! N-ai unde fugi, Jane. Ești prinsă. Ca un șobolan. Ce? Nu! Stop! Lasă-mă jos! Nu sunt Tarzan! Sunt La! Jane? Ești tu? Da! Eu sunt! Ha, 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 ha!
Maria ta, nu pleci nicăieri. În capcană ca un șobolan. Și zici că regina asta la m-a transformat în maimuță? În gibon, mai precis. Doamna, singurul mod de a face din mine o maimuță este să mă faceți să cred istoria asta. Uneltele lui La sunt periculoase, imprevizibile. Dar și niște crose excelente. Bine lovit, Ursula, bine lovit. Perfect. It's nearly time for some Hakuna Matata with those grub grabbers Timon and Pumbaa next on Disney Cinemagic. They just love bugs.